Bună seara! Bună seara! Seara. Mulțumesc! Probabil vă întrebați ce caut aici în calitate de concurent, având în vedere că parcă avansasem la invitat special. Așa e, viața e ca o scară, te ridică tate și doboară. Ei bine, deși știm cu toții că nu există prietenii în televiziune, pe mine m-a sunat prietena mea din producție și mi-a zis să vin, că e mult mai mișto cu jurizare. Da. A uitat să spună că e mult mai mișto să vin și gratis fără bani. Dana! Eu trebuie să recunosc, când am văzut-o îmbrăcat așa... Totuși, Lizzy se mai uită la emisiunea asta. Tanti cu câmpe de sfârcuri zici că e o căprioară în bătaia farurilor, așa e. Și nu pleacă de pe stradă, știi? Oricât ai claxona, nu pleacă de pe stradă. Bă, deci educă-ți privirea. Educă-ți privirea. Nici nu-ți dai seama de perspectivă, că eu poate mă uit în ochii ei, dar o să zic că Lizzy, te uitai tu în ochii ei. Probabil vă aștepta să vă vorbesc tot despre viața mea sexuală, așa cum v-am obișnuit. Da. Dar o să vă surprindă data asta, că altfel m-aș surprinde pe mine să aflu că am una. Mulțumesc. Nu fiți invidioși? Dar să încep totuși cu ce am mai făcut. Ia. M-am îngrășat. Cam așa se întâmplă când te lasă baltă singura activitate fizică pe care o practicai. Da, dacă sex n-am mai prins, am prins totuși roluri mari în actorie. Ironia sorții face să iau casting după casting de femeie care chiar are parte de mult sex. Mulțumesc mult! Adică acum nu mai sunt doar pe internet, sunt și în filme și seriale. Cu puțin noroc, poate până mor devin și în viața reală. Doamne, Doamne ajută! Asta, tocmai mi-am dat seama că am zis că joc roluri de femeie care are parte de mult sex. Greșit. Ghinionul meu sexual, să știți că m-a urmărit chiar și în scenele regizate. Chiar cred că sunt singura prostituată din filme care nu și-o trage niciodată, chiar dacă scenariul o cere. Da, face, Doamne, Doamne, cumva și schimbă scena până ajung eu la ea. Eu știu. Nathan Ticu poate confirma, știu, tocmai știu. Voiam să vă spun. Am avut la un moment dat de jucat o scenă de sex nebun. Nu, nu cu el, că poate cu el îmi și ieșea. Și mie, și sigură. Sigur. Da. Scenariul spunea că secvența trebuia să înceapă cu un sărut pasional, să continue cu preludiu pe fotoliu, pe perete și să se termine cu sex pe masă. Păi și... Să vezi scenarii, bă, la noi, mă. Când am ajuns la filmări, în loc de sărut, partenerul meu a cerut să-i dau palme. Iar preludiu trebuia să se desfășoare cu mine suindu-mă pe el, cumva fără să-l ating. Eu le-am zis celor din echipă să stea liniștiți că s-o obișnuită doar cu tentativele. Așa că mi-a ieșit o scenă de sex, fără nimic sexual, dar minunat. Nici măcar n-a trebuit să intru în vreun rol, adică a trebuit doar să-mi imaginez că sunt la o întâlnire reală, că la mine cam așa merg. Chiar cred că aș putea să fiu o actriță bună, dacă sânii mei nu mi-ar lua față. Bine, nu doar mie, ci și publicului. Și juriului. Și juriului. Și prezentatorilor. Practic, eu acum degeaba am șir o serie de cuvinte, încerc să par inteligentă, pentru că pentru public, talentul actoricesc întotdeauna primează. Și sânii mei cred că joacă într-un mare fel, că nu-mi explic. Joacă bine. Tocmai aplaudă niște sâni care joacă, Andrei. Am aplaudat numărul, te rog frumos, hai da, să fim puțin atenți, da? Este... Atenți, tu nu ești atent, omule. Te uiți cu 30 de centimetri mai jos decât trebuie. Bărbații sunt proști. Da, s-ar presupune că odată devenită persoană publică și oamenii printre care mă învârt sunt alții, bărbații mai exact. Sunt alții, dar nu sunt altfel. Adică dacă pentru oamenii nepublici este nevoie de psiholog, pentru persoanele publice e nevoie de psihiatru. Da, corect, este corect, 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 corect. Asta voiam să zic. Bordea de aici e un exemplu clar că doar psihologul nu l-a ajutat să facă alegeri chiar sănătoase în viață. Ciudată. Totodată, vedeții sunt obișnuiți să fie curtați și să aibă succes. Am zis obișnuiți, am fost finuță. Sunt sătui. Eu nu. Atât de sătui încât între a face sex și a dormi, aleg întotdeauna dormitul.
Să nu vă mai spun de dramele lor în cazul în care cumva ultima reprezentație artistică n-a fost la înălțimea pe care și-o doreau, ăștia se lasă și de prestat altceva. De parcă n-ar putea să încerce să fie talentați măcar în pat dacă pe scenă nu le ies. Netalentați peste tot. Glumă, glumă, dar o leacă de adevăr. Cam e. Ne-am terminat aici cu ei. Totodată mai sunt și avansați spiritual. Adică ei își conservă energia chi. În traducere pentru popor, nu fac sex pentru a nu ejacula, pentru a nu consuma energia strânsă în rezultatul ejaculării. Corect. Are sens. Asta adică are. Și ea nu știu să practice continența și practică direct abstinența. Eu am auzit de incontinență, dar de continență n-am auzit niciodată de continență. E atunci când reușești să faci destul sex fără să ai și finalizare tu, dar femeia poate să aibă. Bă, unii au înțeles greșit. Cine e ăla, mă? Vreau să-l cunosc pe băiatul ăla. Ăla? E sfânt. Ăla nu e pământean. Sfântul reținut de la videle. Sfântul reținutul. M-am întâlnit cu unul la un moment dat și mi-a zis că e pe ciclu. Și i-am zis că nu sunt. Mi-a explicat după că el de fapt e... Și am zis că eu nu știu cine e ăsta, dar m-aș sui și eu pe el de când n-am mai fost pe cineva. E ceva cu steroizi. Vă traduc imediat că steroizi, mi-a tradus și steroizi. El mai departe. Steroizi. Și mi-a zis, da, că e un fel de steroid care cam omoară p***. Și am zis că fix asta intenționam și eu să fac, dar am întârziat și am venit la parastasă. Și căsătoria omoară. E bine. E ok. Bravo, Lorela, e bine, e bine, continuă. Doamne, mi-ai dat o înjurătură nouă. Să dea bine. Doamne, ajută. E genul de număr care te pune puțin așa în inconfort dacă ești mascul. Aici eu văd că un bărbat istez trebuie să afișeze măcar o relaxare și o curiozitate în ce spune fata aia, știi? Să pară că înțeleg despre ce vorbești. O altă amintire recentă, de acum vreo 5 ani mai exact, este că am ajuns la un... bărbat acasă cu care vorbisem câteva luni în online. Bă, în scris mi-a tras-o în toate felurile. Când am ajuns la el, eram convinsă că n-apuc să mă descalz, că mă suie pe pereți. Ne-am uitat la televizor 2 ore în care n-am vorbit și nu ne-am atins. Eu mi-am zis, bă, o fi parte din vreun plan ăsta, știi, să crească tensiunea. Dar chiar așa, nici măcar din greșeală să nu mă atingă. M-a atins la un moment dat pisica lui, s-a suit pe mine și el a început să o mângâie, pe pisica lui, nu pe a mea. Intermediarul, preludiu. Noroc că și pisica se termină. Știi că ea ține de aici până aici. Și atunci m-a atins și el prima oară, neestimând corect lungimea pisicii. E real, vă jur. După altă jumătate de oră, pisica a adormat telecomanda. Și atunci el s-a plecat peste mine ca să o ridice și m-a și pupat. Băi, a fost drăguț. Dar totodată mi-am dat seama cam câte tumbe trebuie să facă săraca pisică să ajungem noi să ne și tragem. Și cu mie nu-mi place să văd animale chinuite, m-am dus dracu acasă. Bravo. Din cauza acestor tragice evenimente prin care am fost trecută, mă scuzați, dar eu chiar cred că cineva trebuie să-i învețe pe bărbați cum să... Dumnezeu! Ia, învață-ne! Se pare că mulți dintre voi faceți treaba asta des și totuși nu știți cum se face. Eu o fac atât de rar încât am avut timp să studiez cum se face. Iar în încheiere o să vă las cu o chestie pe care am auzit-o atât de des de la partenerii mei încât am și reținut-o. Ia. Următorul număr va fi mult mai bun. Be, vă mulțumesc! Da, am scris cum un articol de 9 pagini pe Instagram, cum se să face? Ca la carte, poți să-l cauți. Cum să mă omefere? Dacă o să trec mai departe, o să... fac acel articol un număr de stand-up. V-am promis că următorul va fi. Ar fi interesant, ar fi foarte bine. Vreau să văd asta. Un tips and tricks. Unu, două. În cazul măcar. În care real dorești să îi dai o palmă peste... Da. Real. Bă, nu-i dai impresia că are ceva șoscuturi. Aia nu e bine. Nu o șterți capă. N-o mângâi. Deci fii hotărât în ceea ce faci. Cam ăsta ar fi sfatul. Că e nasol. Dacă îi faci așa, nu știu să vă explic, da? O să aibă tendința să uite ce dracu are acolo. Băi, o plesnești, n-o scuturi. Da, da. Asta e, exact. Du-te și să te învețe. Da. Da. Nu că de el am auzit că știe. Auzi, auzi,
Îți dorim orgasme multiple. Mulțumesc din inimă, Delia. Ștefania, mi-a plăcut azi mai mult ca niciodată. Mi s-a părut că n-a jucat niciun personaj. Mi s-a părut că a fost ea. Îmi place, o cred și... Păi da, învață-ne, deșteaptă-ne puțin, că e... Poate mai e nevoie. La mine nu poate fi decât în sus. Doamne, mulțumesc! Sunt pentru. Răspunsul meu e da. Delia, ești superbă, ești inteligentă, ești tot ce nu vor bărbații. Vreau să te apuci de stand-up. Pe scenă, pe scenă, pe de scenă. Vino pe la open mic. N-am făcut niciodată, nu știu. Ia încearcă. Da, chiar. Și s-ar putea să faci și sex. Tu și câți disperați sunt la open mic. Hai crap. Că vin. Sunt foarte multe fete neasumate în stand-up comedy, știi, care vorbesc despre sexualitate și nu prea le crezi așa, știi? Pe tine chiar te cred. Așa că, uite, nu pentru început relația noastră aș vrea să-ți dau un deget. E bun și ăla, mulțumesc. Scrie atât de bine cât nici mă interesează când apare, pentru că oricum chiar dacă greșește, iese. Da, pentru că are curajul să spună bravo. Ce trebuie să se audă. Exact. Semifinală!